Bă, ne-am întors cu Arca Sandit, seria cu Poznaș și ăștia doi, cu No Name și cu X-Ali. De data asta sunt și ei, mă așteaptă pe voice după ce termin intro-ul. Am pus ăsta bine, e pus bine. Voiam să mă flexez puțin înainte, cu tricouașul ăsta, bă. Hai să intrăm repede pe Discord, să vorbim și cu băieții ăștia, să le reglăm volumul la microfon și ne întoarcem cu ei direct, hai. Eu încă vă reglez sunetele aici să... Legrează sunetul. Să fim cum trebuie. Încep să cred că a fost o idee proastă. De la acolo ai nici măcar la început. Îți dai seama. Hai că ven, hai că o lăsăm pe altă dată. Salut. Nu de blog, nu ne mai auzim niciodată. Zic, cum facem? Ne întâlnim în joc? Cum? Băi, noi suntem în fața gate-ului tău. Sunt acasă. Nu știu, ești acasă? Nu știu, dar nu prea e perioada. Nu prea e perioada de colinde să veniți așa la ușă. Deschideți poarta ușii, mă înconjur. Hai că am deschis-o. Și ne facem baze separate. Chiar mă înconjur rușii, dacă mă duc mai încolo sunt vreo doi urși. Uite, ștrudeli, mă! Hai să furăm cu aia, hai să furăm, 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 furăm! Ni! Oții, țigani, au intrat țigani peste el, să mă bată! Ni, bă, ce e asta cu aia? Ce fisură de trapper modern ai! Tu te-ai deschis și armerie aici, ce e aici, să mă bată? Cum cu aia? Asta-i drive-thru din ăla cu aia. Ce faci, mă? Poți să intri pe geam, asta încerci să faci? Da. Și atent că ne-a închis aici, nu ne. Nu contează, intru și fur tot. Ai numărul la justițiarul din Băceni? Că nu sună bine. Ce dracu, m-a teleportat aici. No Name, tu te joci la setări? Nu mă joc cu aia, eu încerc să-ți intru în casă. Mamă, deci m-a teleportat în parte, mă vedeți lângă voi, voi? Voi, voi. Nu ești lângă noi. Niciodată n-ai fost lângă noi. Cum, mă? Nu te-am văzut, eu nu. Trebuie să fiu în sufletele voastre. Wow. Mor, nu știu cu aia, se întâmplă acum ceva, că sunt friz aici. Și mie mi s-a blocat adineu, nu mă putea să mai mișc. Păi din cauza că încerci tu să break the fourth wall, să spargi tu, intri pe geam în arc. Cât de asta, da? Hai că mă opresc. Oprește-te. Bă, să-mi... Inserting the dick, ca să nu zic altceva. Inserting the dick? Nu pot cu aia, dar pot să adun chestii după jos, dar nu pot să mă mai mișc. Scrie în consolor, e cu o nânâie câtât. Poți scrie și reconect fără editor. Gata, m-a luat-o. Să-mi bag pula, ești geniu. Ai creier în cap. N-aș zice asta. Ușa. Băi! Am dat unlock la ușă, puteți să veniți. Mă. Ce cod ți-ai pus la ușă cu aia? E, pinul de la card. Ia zi, aștept. Uite ce aleargă pe aici, am Poznaș. Ui, mamă! Ioi, ce costum s-a făcut. E mai mare ca ușa cu aia, tu vezi? Exact, asta gata, mă, zic eu. Am luat ușa, intra să vedeți, dar n-am făcut nimic în interior, cine știe. Eu intrat cu capul, pinul, ești prost? Eu da ce bază urâtă. Aici e frumoșică, e frumoșică. Auzi, mă, nenorocitul, ce-a zis deja? Am venit la tine în bază, dă-și tu ceva apă, că mor de sete. Ia, da, aici. Am făcut cu aia. Vrei și tu apă, mă? Nu, ba da, vreau și o guriță. Mineral, ia, da aici. Ia un borsec la jumate și tu. Să-l dau înapoi? Apa cheia, nu, e păstrează. Okay. Bă, cu tremur și în joc. Ce mă, tu ai avut în realitate? Da. Vezi mă, dacă ai bani, dai banii și primești ca lumea. Joc 7D. Dar baza putea să fie un pic mai drăguță, să vezi. Bă, e bine. Bă, nu, de-abia aștept să o văd pe a ta. Ia-i la a ta. Sta acolo, chiar mă, ești nebun. Am prins căței ăștia, stau acum, fac puțin breeding cu ei. Tu faci cu level 64, breeding. Nu neapărat că are 64, 91, dar pot să mă 62. Duc cu ei la bătaie. Pot să mă duc să lootez lemn și de-astea, fără să -mi fie frică. Corect, că sunt mulți și dau mult damage. Ăsta e cea mai mare, 99, văd. Om, dar ce fiu roșu. Da, dar încă 96. Au puncte de pus, mă. Nu te uita la nivel. Vezi că, da, arată furios, stai. Arată bine cu aia, n-am ce comenta. Bă, Tizo, vreau să-mi arăt de ce, poate tu știi, de ce când camera mode nu merge mie focusul. N-am blur-ul ăla de... Păi fii atent, eu când dau la toggle photo mode, trebuie să dai la depth of field. Îți faci, da. Eu am 0.95 la depth of field și la focal length am 25.75 și focus distance 226. Pune-le pe astea și o să ai blur. Ce view are ăsta la bază aici, să mă bată tata. Nii cât frumos. Deci eu focal length, bă, length ăsta, am 12 la el. Vreți nu să vă dau cât un câine de ăsta? Nu cu aia. Nu există. Nu, vă mișcați, mi-l dați înapoi și după aia și cu încă 500 de bucăți de metal deja făcut. Păi iară mi s-a blocat și mie. Bă, și mie, ce dracu are, bă, X-Ali, ce-i faci, mă? Nu, eu n-am nimic, eu l-am nimic bine. Pe aia zic, tu-i faci ceva dacă...
Bă, da, frumos, bă. E, ce zburdă el și noi suntem blocați aici. Și tu ești blocat? Da, mă, nici eu nu pot să mă mișc. Oare de ce? Am deschis camera mode și după aia nu mai merge, gata. Am rămas pur și simplu uimit de view. E posibil și de la asta, că prima dată tot de la... Ia stai, toggle photo mode, iar... Uitați, băieți, cât frumos. Ia, pornește iar photo mode-ul, că te deblochează. Ce pula mea cu jocul ăsta? Eu nu mai vorbi cu spărcata. Da, chiar. Da? A zis cuvântul ăla urât. Ce cu penisul meu din... Bă, dacă pot să merg pe sârma asta? Dacă pot să merg pe sârma asta, jocul ăsta e bun, dacă nu... Da, poți, dacă apeși E, dar nu o să mai poți să ieși din zona aia de acolo. Că e pusă să sar eu cu câinele de la jumătate. Asta e pus de tine? Da, mă, astea le punem noi. Și cu câinii ăștia, așa seara, stai acolo că vin imediat. Dar nu mă lasă să mă urc pe ei, ce trebuie? M-a teleportat aici, și pula. Și pe mine, iară face urâmă. Ce aveți, mă? Bă, virusaților, ce aveți, mă? Cineva a stricat. Dar eu nu pot să mă bucur de joc în pula mea așa. Nu pot să mă mai urc pe ei, mă, nu pot să le dau mount. Ceva ce sunt, nu știu ce se întâmplă. Dă și tu un restart la server. Cel mai bun început ăsta e, un start minunat. Ali, cu câinii ăia, mergi pe sârmă, asta voiam să arăt. Ah, da, bă, stai că am văzut din trailer. Da, mă, și spui pe crossbow sârmele astea speciale și decât dai unde vrei să ajungă și de unde să plece și mi-am făcut așa de la prima bază, am venit așa cu câinii. Da, și ăsta de ce nu l-ai pus gen ca să poți să mergi și cu omul? Nu trebuie. Puneai pe peretul ăla, pe peretele ăla de acolo, cred că puteai, nu? Nu trebuie. Știi ce e șmecher? Că te urci cu câinele pe ăsta până pe la jumătate sau unde vrei tu și după poți cu pușca să dai tranquilizante. Deci nu trebuie să te dai jos. Da, e super șmecher să dai tame la chestii puternice, decât stai deasupra lor cu o sârmă de asta, știi? E puțin unfair, dar it is what it is. Ce mare ești, coai, să plâng de mine, te-un pic. Nu, e... Ați ajung la pole, ești nebun? Point of view. Da. Păi dacă ți-ai făcut și caracter de femeie acum. Nii, bă, ce frumos se duce asta, e. Unde ne facem? Și acolo în capăt? A, acolo sari. Și așa cu omul nu poți, nu? Ba da, dar rămâi blocat aici. Jos. Să cadă acolo. Că nu vrea să cadă în sus. Să cadă în sus acolo. Aici am făcut o dată o fază urâtă, că am sărit la capăt și am sărit peste, până jos, în apă, acolo. Și n-aveam nici pat pus. Și a trebuit să mor și să vin. După a șasea încercare am reușit să ajung iar aici. Bă, dar e prea frumos view de aici. Bă, și mai sunt locații de-astea. Ia mă, să mai joc un pic cu photo mode-ul ăsta un pic. Da, poate blochez iar jocul. Ce tot ai, mă, cu photo mode-ul ăla? Lasă-l, dă-i pace. E mișto photo mode-ul, mă. Ai făcut și tu... Depth of field-ul cu pula mea. L-ai făcut, mă, cum ți-am zis. Nu mai intru să-ți mai zic. Eu știu teoria cu aia, dar nu-s prost. Aș băga mâna în foc. Ai mărit distanța aia din 3000, mă? Da, poate din cauza aia. Aia, la aia mă gândesc. O să scot. Că distanța de la photo mode îți mănâncă multe resurse. Că nu-mi place cu aia, eu vreau să mai filmez cu photo mode-ul, vreau să... Da, eu sunt convins, tu faci un scurtmetraj aici. Da, da, filme aici, bă. Tu de ce ți-ai făcut? Platforma asta ne facem pirații din Caraibe. Tu de ce ți-ai făcut frizura asta de Afrojack? Nică, ăsta-mi place. Crezi că ai un drop cu aia, să-ți plăt un drop. Da, mă, dar mereu, ăsta e locul meu preferat de drop. Trebuie că ăsta e drop în casă cu aia. Iau decât carne, mă. Dacă vrei să luați fundații de teci și de-astea, puteți să le luați de aici. Dar ce drop e ăsta de așa? Sunt alea de cave. Nu, că eu fac direct din piatră teaser, că sunt profesionist. Eu toată baza aia mare pe care o vezi acolo e făcută din teci. Cum? Asta așa mișto? Da, păi e doar skin-ul de la DLC. Puteam să jur că e din piatra asta, ești nebun? Te scoți skin-ul. Da, bă, uite. Vino înapoi. Să fim unul lângă altul frumos, nu? Păi da, vreau să fac. Și intră în camera mode cu aia. Lasă-mă cu aia cu camera mode. Că nu știu să intru, nu știu să folosesc așa ceva. Eu vreau view-ul ăsta de aici frumos și după aia să mă întorc spre ăștia mai pus mai mult mișcă. Coai, m-ați bugui și pe mine. Futu-ți fotomodul, no names, dar tot. Activează iară. Da, intră iar în el și ieși. Salutare România, salutare YouTube, eu sunt Xali și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Înainte să începe episodul, v-aș ruga din suflet să dați voi acolo un like, un share, un subscribe și un comentariu pentru că ajută la creșterea canalului. Bun, fraților, după cum vedeți, suntem aici... Avem un view extraordinar de șmecher, iar nu pot să mă mișc, putut joc cu un mătii să te-a spus. Nu mai pot să mă mișc. Pune pauză și încearcă iar să te
Vezi ce am suferit noi mai devreme și tu zburdai pe aici? Bă, m-a pus pe mine no name să intru eu. Ia uite la noi ce facem, ia. Intră în foto, mă, să iasă mai frumos. Uite un pic la mine. Ia uite, WASD, atât îți trebuie. Vezi cu space, poți să sară. Da, mă, uite că uitasem de space. Intră în foto, mă, să iasă mai frumos. Să te blochezi. Dar de eu să știu cu aia că e așa de blocat. Gata. Vezi, mă, că nu era de la... Nu, nici mai știu ce am zis cu aia. Băi, cum vă uitați în partea aia spre bază, poarta mare din dreapta, v-am lăsat codul 0000 să deschideți cum vreți voi. Bun, băieți, mai apleacă-te deci, odată, nu ne-i... seria asta șmecheră pe... Nu, nu te mai apleca. Băi, 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 domnilor de YouTube, bă, încă o dată, vreau să vă spun... E vechea poveste, noi nu facem aici ceea ce pare a fi. Haide da, să ieșim pe... Fix asta facem, fix asta facem. Arca ascendent, băieți. Nebunie aici cu ăștia doi. Ioi, Doamne, ajută. Tu să vorbești când o să ai haine da, pe tine. Și animale frumoase. Nu mai ne întoarcem la băieți ăștia doi, că noi luăm bani pe YouTube. Bun, asta este baza lui Tizo, o bază destul de șmecheră, cred că a lucrat. Ia uitați, e toată din fier. Hai, pe din fier, da. E din tești, vă spun. Frumoasă, zici că a lucrat aici ăla, cum îl cheamă, Doamne, ajută, Mihai Eminescu, hai că Mihai Eminescu. Brâncuș, mă. Brâncuș, mă. Ce brâncuș, mă, meșterul Manole. Manole, uite aici e Ana zidită, uite, în colțul ăsta să mă bată tare. Frumos. Bă, bă, frumos. Așa a făcut băiatul meu o bază, are și el câteva animale pe aici, noi suntem mai tomberani, așa, am început puțin mai târziu. Tizo a fost un pic mai harnic și a făcut, uite, Marian de ăștia de, uite, toți vă ce fața au zis că au cancer toți, așa și, na, cam aia e. Bun, hai, ne punem și noi de o bază, vedem pe unde și după aia revenim. Eu nu știu unde ai văzut tu dinozaurii, că mie nu mi-a părut că te-ai mișcat aici. Eu, acum m-am întors înapoi și sunt blocat. Coaie! Poți să mă jur că m-am dus lângă casă. A, da? Pe așa de am venit eu prima dată de v-am deschis poarta și după m-a teleportat aici și aici am rămas blocat. Deci eu m-am dus lângă... Acum mă vedeți că mă mișc? Nu. Ești îmbuguit cu aia. Îți dau reconect. Da, eu reconect. Hai să-ți dăm noi un pumn după ceafă, poate îți revii. Nu vrea. Au, mami. Ale și da, navă. Hai să-l ducem departe. De la pumn după ceafă. Hai să ieșim să facem treabă. Ia spui poate că 0-0-0. Ioi. Animație? A, are și animație. Mă gândeam că nu are animație, nu? Nu știu, am crezut că se dispare dintr-o dată poarta. Era prin gestfac dacă se întâmplă treaba asta. Da, să vin și eu cu voi da, fără câine, nu prea vin. Asta e Bihmut? Asta e Bihmut Gate? Da. Mamă, dar cât de frumoasă e. Vezi cum tot vorbești, știu, că n-are 18 ani. Pedofilul! Mamă, ce frumoasă ești, ce balamale are! Mamă, ce broască are! Mare. Da. Apoi ați văzut, mă, ce gaură de cheie are! Unde v-ați dus, măi, poznașilor? În boschete aici. Nu ai intrat pe noi. Eram prea vizibil, ai grijă. Că noi suntem mici, nu ne vezi. Eu am pus și aici glide de ăsta. Că m-am tot plimbat. Te duci pe partea cealaltă, nu? Din partea cealaltă, iar în stânga și e sursă de apă aici jos, de-aia m-am... Da, te putem trage apă, e ok. Da, ca la toaletă. E bine de știut. Să le trage apa ca la toaletă? Vorbim cu instalatorii și rezolvăm. Să trage apa de urechi. Resursele basic le aveți destul de mult aici, dar... Uite. Cu ieșire aici, nu ne iau, ce frumos. Ui, ce frumos. Asta să fie spatele bazei, nu? Da. Ok. Nu, aici puneți WC-urile, mă, că eu așa am vrut să-mi pun, dar nu mă lasă drop-ul ăla, zice că sunt prea aproape de drop. Tipic românește, ne punem WC-ul în fundul curții. Mă duc eu, vezi că îți dă și mâncare ciuperile astea, ioi. Da, ce muream de foame, ca prost, eu, mai am puțin și leșini. Alea acuatic îți dau apă, și astea care ți-i întune că ecranul ce fac? Alo, ce mâncate era acolo. Alea te trimit pe Altex să ții monitor nou. Îmi place jocul ăsta mare. Ce-o mânca, băiatul. Acum ce mă, eu mă joc așa cu jumătate de monitor stins? I mean, dacă te-o pus, ce-o pus? Și-a revenit. I-a dat somn, mă. Ce-a revenit, nu mai mâncăm ciuperci de astea, băieți, am înțeles. Nu-s bune, caca, nu-i voie. Mă gândeam că sunt de alea mai fun. Dar țintune că ecranul, nu-s bune. Se spre darkness. Până la tine n-am mai auzit expresia ciuperci mai fan. Ce, de sunt ciuperci fan? Ce amuzante-s ciupercile astea. Sunt foarte fan.
Sau te fac pe tine să fii fan? Da. Ah, ce-mi place să spart pietre. Ce... Aproape uitasem cum e să farmezi în jocul ăsta. Cu ce patos a zis, mamă, ce-mi place să... Pietrele astea, mă. Roca asta. Văd că-ți dă și puțin fier din piatra asta, dar nu foarte mult. Din alea umede am observat că primești mai mult fier. Ia, din alea umede. Pietrele alea. Ai, ușor. Nu putem să avem o discuție normală, să mă... Da, văd. Dar ce am zis? A zis de pietre umede. Da. În alea umede trebuie să dai mai mult. Da. Sau poți cel puțin, că-s lubrifiate. Poți, da. Mă, na, depinde și cât e și ține. În avantajul lor, că nici pe ele nu o să le doară chiar așa tare. Dacă... Depinde cât te ține toporul. Că se sparge toporul la un dat, știi să... Face, face. Mâine pe mine îmi vine pensia. E handicapat. Nu. Mi-e foame, coi. Mâncare. Că-i pula. Nu mai zice că-i dai lui băiatul ăsta de editat. Nu, nu, că eu și așa părțile astea până mă duc eu să iau metal, le tai. Dacă zici ceva prea șmecher, le bag pe alea. Sau prostiile astea, că mie astea-mi plac. N-ai, e clar, dacă ai zis că dacă zicem ceva prea șmecher, ai de, n-ai, poți să tai tot. Ui, mă, bag, mă, și dacă strănutați, o bag, acolo. Ba, pula, strănutat pe faza asta, mișto. Bă, da, frate, apă. I need water. Ce dracu, îmi scade apa așa de grav? Vrei să-ți dau iar apă? Da. Borsec, n-ai și tu un dozator? Pune-l aici, în fața porții. Bă, ar trebui să fac o fântână de-aia, sincer. Da, nii, bă, că tu ai resurse. Pune o fântână în fața porții acolo, să venim și noi ăștia mai handicapați să ne luăm apă. Hai, mă, să stăm ca, sinistrații la tine la poartă să ne dai apă. Stăm și cerșăm. Dar unde sunt? În Africa? Care ciuperci să mănâncă, mă, băieți? Alea care nu dansează și nu țipă la tine, pe alea poți le mănânci. Cu tremuri iar. Vezi că e bine, că iei resurse, că se spawnează. Pe cât ai găsit? Cine-i fluieră cu aia? Eu. Nu, nu știu. Ce dracu, s-o aude până la voi? Că este extrem de departe. Nu, eu sunt departe de alea, eram lângă tine. În boscheț. Iar mă urmărești, mă? Coaie! Dar cu ce să-i dea? Dar nu-i dubios. Da. Bă, că coaie iar. Îți dai seama, facem dalea necurate. Ioi. Că mai trebuie niște teci. Bă, noni. Să mă freci. Ce vorbești, mă? Deci știi cum a fost asta? Îmi vine să mă ridic. Mă ridic și aplaud. Cum luăm pe enginii ăștia Cosmo, mama dracu, că trebuie, să le dai chitină, păi da, dar o pui pe ultimul slot și le dai, că nu mi-apărea promptul. Trebuie să nu te duci tu lângă ei, să vine ei la tine, nu știu. Ce proști. Complicat cu ei, coaie. Deci, practic, e din DLC, dar nu știi să-l folosești sau ce până mea. Da, da, că noi așa avem DLC-ul, dar habar n-avem ce face. Exact. Ui, 30 de euro, eu îi dau! Tizo, eu mi-am cumpărat DLC-ul și după aia m-am uitat în detaliu cine e. Eu mi-am luat DLC-ul crezând că așa trebuie să cumperi la fiecare mapă, de-aia l-am luat. Da, da, știu, ai crezut că îți cumperi DLC-ul ca să joci Score Chart. Da, mă, nu, ca să joc Score Chart. Și ce am zis? Am înțeles că ai zis, ar nu știu, că lătrau câinii ăștia sub mine. Mie mi-a dat un pic blue screen în creierul. Ce-a zis el? Se minte că zis, ce? What? Ai zis scorchert cu atâta patos că am crezut că ai zis blu-lea mea. Nu-i bun, caca. El asta înțelege, coai. Bun, am făcut pat. Trebuie să-l pun, nu? E, dar eu nu te văd. Lângă bază. Ce? Tu? Ai făcut altă bază cumva, că eu nu te văd. Ești singur. Ai intrat pe alt server, că nu te mai văd. Că sunt boscheți. Eu cred că și-a mutat baza, mă. Mi-a pus mie două fundații. Ei, stai aici, joiosule. El tot stă în boscheț și le zice bază, nu știu? Da. Gata, hai că am venit. El e la bază, dar mereu e în spatele lui Tizo, nu știu. Într-un boschet. Da. Nimă că l-am văzut. Haideți la metal, băieți, dar nu prea mai am aici, mă, în zona asta. Am cam curățat tot. Tasca, o să ne facem car kilos și atunci cu achi frumos. Tasca, am găsit ceva. Nou. Mamă, cât de mare era peștera asta. Tizo? Cu crabul ăla mare poți să farmezi cu Anki, știi? Păi da, l-am văzut că e în fiecare mână câte unul și... Da, bă, da, exact. Se întâmplă ceva, că am trecut un portal și vine maimuța aia peste mine, iar fugi, mă! Ale, eu am zis că o să facem, nu când.
Dar în cramele se învață singure? Da. E de bine sau e de rău? Nu. Vai, coaie miu, că am plecat fără bulldog-ul ăla pe umăr și vin maimuțele peste mine. Eu zic că e de bine, coaie. Cum, pe ce apăsam să fluier pasiv? Dinozaurii. Ți-ai apăsat pe T și ai whistle pasiv. Nu, coaie, tasta aia mult mai rapidă. Ula mea, eu am whistle pasiv. Sau P? Hai să o crești tu, faci tu. Am făcut level 30, coaie. Gata, că vin, mersi, mersi. Mamă, ce mi-o morau ăștia, că au venit 65.483 de maimuțe. Tastă sau cu... Da, da, cu T, cu T. Eu așa fac. Nu, dar e și o tastă, știu că e o tastă rapidă. Sunt taste pentru aproape orice fluier de la comandă. Da, dar îți mai trebuie o tastatură. Uite, da, exact. Nu sunt cu tine, trebuie să le pui tu. Bun, Alei, mergem împreună să căutăm niște metal? Cât metal ne trebuie? Bă, aici trebuie să facem și un forge, trebuie să... mai trebuie. Bă, dacă vreți, vă ghidez eu spre metal, că eu știu locul ăsta, peștera asta. Păi, poate găsim noi, coaie. Atunci găsiți voi, mă. Dar să stai un pic, de ce să nu mergem undeva unde e sigur și să stau să bântui pe aici în pulea? E mai amuzant așa. Nu, pentru mine nu e. Du-ne, Tizu, în drum îmi spre metal. Stați că oricum trebuie să vin eu înapoi la bază la mine să iau bulldog-ul ăla. Vini, mirăm Cosma al nostru. Și veniți cu mine, mă. Vă călcați pe orgolii și vă urcați pe cât un câine de ăsta și voi. Unde ești, frumosule? Imediat ajung în... Uite, avem care, 40 de secunde am ajuns. Am găsit o oaie, coaie. Eu... Să nu începeți cu prostii iar. Cum e că iar, coaie? Mă, prostii iar, nu aceeași prostie iar. Că nu, noi nu știm videoclipul ăla cu tine. Ale, uite-te un pic. Ce-am în mânuță. Ioi, nu vreau să văd ce ai... Eu bă, ți-ai făcut arc. Bă, dacă vreți, încereți, mă. Băiatul ăsta cu fântâna nu mă faci. Ai făcut coaie fântână afară? N-am făcut, bă, până la ea fântână, stau de fântână acum. Păi fă fântână, că eu mor de sete. Fântâna pot să fac, dar apă în ea n-o să fie. E bun, măcar ai făcut fântână. N-am făcut-o. Bă, când vreți, veniți la mine. Să vă dau câinii și să mergem după, da, la bază. Păi nu vreau câini, coaie. Păi dar trebuie, mă, ca să ajungem acolo, că altfel faci 4 zile lucrătoare până acolo. Da, ne prinde weekendul, no name. Nu găsim prin zonă niște metal puțin acolo? Nu cred. Găsești decât dacă spargi pietre normale și iei ce rămâne. Și iei câte unul metal din 3 pietre. Am înțeles, atunci o să mergem cu tine. Mergem cu tine. Hai să mergem să luăm și apă cu el, că nu o găsim până coborâm noi de aici la apă. Hai, dreptate. Păi da, dar după ce vă dau câine, coborâți pe firele astea la apă pe care le-am pus deja. Adu-mi și niște mâncare dacă ai. Cine? Tizo. Nu, eu mâncare... Bă, dar mâncare e o grămadă, mănâncă ciuperci de alea în lim. Eu mâncare de alea... carne, coaie, eu nu sunt vegetarian. Mănâncă coaie ciuperci de alea să-ți faci întuneric la ecran. Ciudat când eu auzi un băiat că cere carne de la alt băiat. Ioi! Bă, pula, coaie, vei sunteți mai dezastră ca mine. Hai mă, că-ți dau. Vino, mă, să-ți dau carne. Da, acum nu mai vreau coaie. Hai că nu trebuie să o mestec, omul, fă-i puțin. Ioi! Vrei și tu, Ali, sau tu? Nu, eu mănânc ciuperci. Eu sunt vegetarian. Nu, de nevoie. Bă, unul din voi o să trebuiască să ia și un bulldog de ăsta de la mine până luați voi. Da, să vă dau. Haideți. Ce frumos e cu câinele ăsta.